prieteni, bine v-a regăsit la un nou unboxing, de data aceasta la un SSD, și anume HyperX Savage 240 GB de la Kingston. L-am cumpărat de la PC Garage cu o reducere specială. Cam așa arată cutia pe partea din față. Avem SSD-ul HyperX Savage, aici capacitatea și viteză de descriere, citire, 560 MB citire și 530 MB scriere. De asemenea, vedem aici în colț că avem o garanție de 3 ani și suport tehnic gratuit pe toată perioada de garanție. Așa arată pe lateral. Vedem că scrie revizia 3 SATA, deci SATA 3, și e de 2,5 inch, deci poate încăpea fără probleme și într-un laptop. Așa arată cutia pe spate. La fel avem logo-ul HyperX, câteva informații despre SSD, ce înseamnă un SSD și cu ce ne ajută. De asemenea, aici putem vedea ce include pachetul. Conține SSD-ul de 2,5 inch și adaptor cu șuruburi de montare, un adaptor de la 7 mm la 9,5 mm și cupon de downloadare a softului de clonare Acronis, care este, cred că, cel mai bun soft pentru clonarea harddiscului pe SSD. Ce înseamnă acest lucru? Adică, dacă v-ați cumpărat un SSD și nu mai vreți voi să instalați Windows-ul, pur și simplu băgați SSD-ul, dați drumul la softul de clonare și clonează harddiscul pe SSD pentru a evita o reinstalare de Windows și problemele aferente, drivere, programe, etc. Aici avem 3 poze, SSD-ul, un caddy și adaptorul. De asemenea, avem aici codul de bare care nu ne interesează. De asemenea, cutia este învelită într-o folie de plastic ce servește ca sigiliu. Haideți să-l desfacem și noi. Da, desfacem cutiuța. E o cutie care se dă în sus. Avem minunatul nostru SSD care arată super, super tare. Are o carcasă de metal, deci nu avem deloc plastic, absolut deloc. Aici avem logo-ul HyperX cu un mesh metalic, pe un finish metalic roșu. HyperX Savage, îl dau mai aproape să vedeți. De asemenea, pe spate putem să vedem pinii SATA, portul de data și portul de alimentare. Aici avem un cod QR care probabil ne duce pe site-ul celor de la Kingston, capacitatea 240 GB. Să mai vedem ce mai avem în cutie, deci arată absolut extraordinar acest SSD. În cutie mai avem iarăși logo HyperX, cutie care se cunoaște că e premium, acest adaptor despre care v-am vorbit mai înainte, care vine ceva de genul ăsta. Da? E un burete de foarte bună calitate. Și aici avem acel caddy despre care v-am vorbit în rândurile trecute. Iarăși cu logo-ul HyperX, deci este un mare plus acest lucru, că fiecare accesoriu are logo-ul HyperX, dar și SSD-ul îl are. Locurile pentru șuruburi. Avem șuruburile de montaj despre care v-am vorbit, care, impresionant, nu au logo-ul HyperX. Aici avem un manual. Și aici avem cupon pentru softul Acronis. Nu o să vă las să vedeți cheiul, dar veți primi un chei pe care îl puneți la adresa kingston.com/cloning și acolo puneți acel chei și o să vi se downloadeze versiunea full a lui Acronis True Image HD software. Mai avem un sticker HyperX destul de frumos și mai avem cutia care este goală, nu mai avem nimic altceva. Acum eu zic că am făcut o prezentare destul de sumară, adică nu pot să spun că m-am axat neapărat pe detalii tehnice. Acestea le puteți găsi și pe site-ul PC Garage. Degeaba avem SSD-ul dacă nu l-am pus și în funcție să vedem performanțele, așa că în continuare vă las în compania testelor sintetice făcute pe acest SSD. Eu am fost Ruben, voi ați fost la techsquare.ro, vă aștept și data viitoare, la revedere!